felul următor, dacă ești purtat de valul furios și crezând că ești pierdut, devii fricos, ia în seamă toate binecuvântările, în Iisus ai toate împlinirile. Iar a doua cântare pe care vreau să o cânt vorbește despre pacea care ar trebui să o avem în Domnul. Iar când trecem printr-o încercare, dacă ne punem în mâna Domnului și zicem bine e, bine în Domnul, cu siguranță Domnul ne va da pacea Lui. Și vă invit să cântați împreună cu mine.